Continuă lucrările la drumul expres Craiova-Slatina-Pitești. Se lucrează intens pe tot șantierul deschis încă de anul trecut, iar în cadrul proiectului vor fi construite mai multe poduri, podețe și noduri rutiere. Lucrarea este una amplă și trebuie să fie gata până la finalul anului următor. Investiția este atent monitorizată și de dirigintele din cadrul secției de drumuri naționale Slatina, Adrian Ciobanu. Ne aflăm la kilometru 40 3, la podul de peste Olt. Se lucrează, sunt mult susținut la forat de piloți. Pe măsură ce se termină celelalte poduri și pasaje, echipele care lucrează la această operațiune vor fi toate concentrate aici. Aici sunt vreo 700-800 de piloți la tot podul. Cea mai amplă lucrare a drumului de mare viteză are însă loc la kilometrul 43, unde va fi construit un pod peste râul Olt. Va fi cel mai mare pod rutier din țară. O lucrare complexă are loc și în această zonă, în apropiere de podul Olt. Pentru a se putea apuca de treabă, muncitorii au desecat lacul și vor construi aici un pod care va fi cel mai lung din țară. Acest pod va fi paralel cu podul vechi de cale ferată. Va fi foarte complex, mai ales prin lungimea lui 1700 de metri și eu cred că va deveni după execuție cel mai lung pod din țară. Va fi ușor în curbă, ușor în pantă. La construcția drumului expres Craiova-Slatina-Pitești sunt angrenate 10 de utilaje, dar și peste 100 de muncitori. Se lucrează în continuu, chiar și în vremea pandemiei de coronavirus, întrucât proiectul are termen de finalizare în luna decembrie a anului 2021, iar perioada de execuție trebuie respectată.